Salutare oameni buni, eu sunt Valentin DMV și de data asta o să facem o prezentare a JCB-ului. Foarte mult de lume îmi dă comentarii: fă o prezentare a JCB-ului, fă o prezentare a JCB-ului. Și hai că o fac acum. Tractorul ăsta este un 8330 de 335 de cai, puterea nominală, iar puterea maximă dezvoltă el 348 de cai. Hai să începem cu interiorul. Cam tremur mâna că e fric tare. Asta e un sticker pus de mine. Hai să începem. Asta e scaunul. Scaunul toate sunt din piele, încălzite. Așa, frigider, un pic cam mic, da? E bine. Încap sticlă, încap tot. Așa. Ok. Asta e volanul, piesa de bază, covrigul. Asta mă dau mai pe spate, ca să vedeți voi mai bine. Dă-ți închid ușa. Așa. Hai să punem alea contactul. Bun. De aici ai semnalizarea, îmi place mult treaba asta, semnalizarea pe dreapta, ca la mașinile de Anglia. Gen, ai dat așa o leacă, să uiți, uita, să semnalizezi, trag așa tot în jos, asta semnalizarea. Așa, ăsta e ștergătorul, dar nu mai am apă deloc, s-au înghețat, 100%. Așa, hai să artăm toate butoanele, îl pornim o leacă. Îl pornim și vă arăt cum se merge. Ok. De aici punem pozițiile, aici să aprindem becurile din mască, aici e poziția 1 și poziția 2. Gen, eu am setat de aici din calculatorul lui, haidem, așa, că la 1, asta e marșalierul R și am setat să aprindă doar becul ăla de acolo, cicul verde. Iar la 1 am setat să aprindă tot, iar la 2 am setat ca să aprindă doar cel din părți. Și gen, când merg pe stradă, pac, am apăsat 2, ca să nu-i orbesc pe cei, ar participa la, la trafic. Ok. Hai să vedem ce butoanele astea 4. Butoanele astea 4, eu am setat ca să ridic tiranțe, să-i cobor. Așa. Hai să vă arăt de aici. Aici la manșă. Uitați, de aici ridic tiranțe pe spate. Uitați, și am aici o grămadă de chestii. GPS, ca să dau atunci când se intri singuri. Iar la pe astea două am setat hidraulicul ăsta vertic, la Tiger ridicam de aici. Ok. Asta e încălzirea în ogliză, aici sunt becurile de ceață, aici ștergătorul pe spate, de aici blochez, gen, nu mai merg astea, nu mai merge să ridic tiras nimica, gen, ca să n-apeși din greșeală pe stradă. Și eu leac mai mult apăsat ca să deblochezi, aici e girofarul, aici cu plan 4x4, iar aici plan sateliți, iar aici dăm pe auto, ca la capăt de play singur. În brază se lucrează mereu cu 4x4 și sateliți cu plați. Iar la sateliți, eu am setat aici, ca să gen 4x4 de play după 18 km, dar eu am 15 aici. Aici dăm la 20. Așa. Și 15, la 15 grade, hai să mai mărim leacă gradele. 40. Și hai 50. Așa. Iar la satelit se decuplează după 15 grade. Ok. Așa. Aici, butonul ăsta chiar nu știu ce face. De aici cuplăm priza pe 540, iar aici pe 1000. Aici dăm ca să volan, gen eu, acum să rotească volan 3 ori într-o parte. Dacă băți butonul ăsta, să rotești de 2 ori sau o tură jumate, nu mai știu exact. Iar treaba asta pe stradă cu volanul e super. Hai să trecem la butoane înainte. Aici e pentru 1000. Am zis asta, de aici pot să cobor, să ridic tiranții de aici, iar aici e buton pentru GPS, ca să meargă singur el. Auzi, o să iei telefon, te pierd. Hai să continuăm. Aici sunt turometru, asta, turometru. Cât e de turat motorul, aici e temperatura la apă, iar aici e motorina. Aici, ăsta e AdBlue-ul, iar aici sunt alte chestii. Câte ori am la el? Am 379 de ori. 4254 de litri consumați de când îl am. 570 de litri are rezervorul. Mi-arată câți litri mai am rezervor. Și arată, crezi, mă arată chiar destul de exact. Aici sunt hectarele, consum. Cazi, ăsta e gradul de patinaj. Așa. Ia hai să-l pornim noi. Bam, bam, bam. Deci aici asta pedala asta e doar pentru pornire, iar asta e pentru frână, iar asta e accelerație. Îmi place tare că e accelerație așa mare, stai ca lumea. Hai să-l pornim. Mi s-a aprins ABS-ul, dar văd că s-a stins. Ok. Scoate abur? Nu scoate. Iarna când l-am pornit asta, iarna când era frig,
Bă, nene, scotea un abur. Vai de capul meu. Deci, deci îi dăm turații, dar îi dăm turații doar când e pe manual. Când e pe auto, n-avem treabă. Deci ridicăm greutatea pe față, ia uitați. S-a ridicat, se coboară. Ok, așa. Aici sunt hidraulicile, aici e plus minus. Ia uitați, dacă dau pe auto 1, gen cât kilometri să nu depășească el, dar asta merge doar când e verde. Doar când e verde, adică când mers, treaba asta se face. Aici e HL, acum el e pe L, pe viteza lui până la 40 km, adică pe parază. Și H-ul e pentru 70 la oră, adică maxim. Așa, iar aici îl dăm pe neutru. Ca să-l dăm înainte, apăs butonul ăsta, o luat înainte. Uitați-o, a intrat F-ul, dacă dau butonul ăsta, a intrat înapoi. Și am apăsat N, a intrat pe neutru. Și pot să-l dau înainte și de aici, și de aici, înapoi. Apăsăm pe N. Ia uitați aburi. Nu prea vedeți voi pe cameră. Ia. Așa, asta e frâna de mână. Am aer muteliam. Deci acum plăm priza pe spate, aici plăm priza pe față. Așa, ia uitați, el stă la 650. Ia uitați aici abur. Ok. De aici încălzirea în scaun. De aici un flanș de suflăm perna asta și asta. Așa. Iar de aici dăm, coborăm. Uitați, ia stați. Vedeți, coboară, se ridică asta. Iar de aici o dăm mai în față. Mai în față, mai în spate. Ok. Haideți să vă arăt, hai să-l dăm pe modul de lucru. Stați, așa, gata, pe el. Iar gen când merg în brazdă. Nu pot să vă arăt asta în brazdă, că n-am unde să-mi iau viteza aici, că trebuie să mergi o leacă, ca să poți să-l dai. Gen când intru în brazdă, apăs de trebuie să fie verde și apăs auto 1. Și merg o leacă înainte. A ridicat greutate, ia uitați. Stați doar înainte. Ia, și ia viteză. Nu, trebuie să iau aleac mai multă viteză. Hai să dau și înapoi. Ok. Iar când mergem pe manual, pe manual, apăsăm pe M și îl turăm de aici. Eu îl țin cam la, ia uitați, s-o turat. Așa, la 1200. Și tu mergi așa, îi dai din joystick, așa, ia uitați. Vedeți? Așa, așa. Dar e mai comod să mergi pe auto. Ia. Vedeți? Pac. Aici îl dăm pe neutru. Dar cel mai comod e pe drive. Autați aici, abur. Ia să încercăm să vedem dacă noi putem să facem treaba asta. Drive, auto 1. Ia da, scădem viteza. Sau hai dăm la 6, ba nu. Scădem viteza o leacă. Uitați de aici. Da, iar în mers, am uitat că în mers să fac asta. Așa e, hai. Ia. O luat-o, ia uitați. Opa. Așa. Am coborât greutate pe față. Și asta e cotiera. De aici are gradul de patinaj. De aici setăm cât de sus se ridice tiranții. Iar aici cât de repede. Și aici tot pentru treaba asta tot pe față. Aici avem încă o brichetă. Aici încă una. Mai am una aici pe scaun, dar nu prea o folosesc, vă dați seama. Așa. Aici e clima. Ia uitați, aici gradele. Abanul aici intensitatea, iar aici sunt gradele. Așa. De aici pornim aer condiționat. Iar de aici setăm zona unde se bazi. Ia uitați în bord. Vedeți? Casetofonul. Aici am un loc unde să mai pui lucrușoare. Asta e care mai verific eu presiunea. Ok. Să stinge asigurică. Altceva ce să vă mai arăt. Aici parcă v-am arătat cu încălzirea. Geamurile sunt fumurii. Urmează să-i pun și pe uși. Așa, tractorul nu-i spălat. Am mai lucrat tractorul ceva timp și n-am avut timp să-l spălăm. Și era și mult prea frig, n-am putut. Ok, altceva.
Ia, s-a oprit. Mă ții pentru că am tras una din mână și eu eram pe drive. Tu dacă ești pe drive și ai una din mână trasă, nu pleacă nici să-l omori. Așa. Hai să-l opresc. Ia uite, îmi pare rău că l-am oprit, trebuia să vă arăt butoanele, da? Hai, lasă. Așa. De aici cuplăm priza de pe față. Uitați aici priza. Iar aici să ridicăm tiranții. Scara, prostiile astea la scară, credeți-mă că înțeapă, vai doamne. Și stat așa, am și priză 220. Asta e adaptorul de, asta priza de Anglia, dar am și adaptorul pentru Europa, îl am în cabină. Ești prin spate. Uitați aici cum v-am zis, 8 etrieri. Are câte 2 etrieri pe disc. Aici tot așa, becuri docu LED. Numărul, dacă vreți să mă găsiți. Aici sunt bateriile, generalul, fast track. Băi, și dacă recomand JCB, și mi-a spus atunci când l-am cumpărat eu, după o campanie, să-mi spun o părere despre el. Băi, sincer, chiar recomand. Este un pic cam piperat la preț, față de John Deere. Este cam chiar piperat. Și, da, îmi place. Oricum, următor tractor tot JCB o să fie. Asta sper la vară, să mai luăm un JCB. Să vă mai arăt o chestie faină care eu nu am. La trapă. Uitați aici trapa. Sunt două modele de trapă. Eu n-am trapă deloc. Este o trapă mică care vine cam... Stați așa, stau cu telefonul la distanță. Așa. Și trapa care vine tocmai așa. Mare, mare. Dar oricum, pe următor vreau să le iau cu trapă. Am eu... De mic mi-am dorit să am un tractor cu trapă. Așa, aici e filtrul de... Filtrul la cabină. Ai. Și cam atât o să fi cu acest tractor. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un follow pe Instagram. Iar până data viitoare, v-am salutat!